Dragi creștini, surori și frați, un picuț vă rog mai stați. Să vă fac la toți urare azi în zi de sărbătoare. Anul vechi gata a trecut, anul nou a început. Dacă ar fi să spun ceva despre anul vechi cumva, de-a fost bun sau de-a fost rău, știe numai Dumnezeu. Noi ce știm, o știm prea bine și ne este chiar rușine că am făcut multe păcate, de tot felul, chiar de toate. Însă Domnul ne-a iertat și ne-a șters orice păcat prin spovezile făcute, întărindu-ne în virtute. Vrem cu drag să-i mulțumim, vrem sincer mai buni să fim. Fapte bune cât mai multe să le facem pe-ntrecute, nici o zi din calendar să nu pierdem în zadar. Mă adresez acum și spun tuturor un an mai bun. Dar ia stați, n-am terminat, mai am încă de urat. Primii în listă sunt cei mici, drăgălașii, cei pitici. Vouă, scumpilor iubiți, vă urez globii să fiți. Pe bunici, părinți și frați, zi de zi să-i ascultați. Pentru ei să vă rugați și motive să le dați ca mereu să vă iubească și cu drag să vă îngrijească. Nu uitați de Dumnezeu, vă spun ei, vă spun și eu. El e Tatăl nostru bun. El e al nostru Moș Crăciun, care împarte chiar comori celor buni și ascultători. Lui mereu să vă închinați, viața întreagă să-i o dați. Mari să creșteți și voinici, vă urăm noi toți de aici. Iar acum vă am prezenți pe voi, dragi adolescenți, și pe voi, tineri iubiți, ce ferice vreți să fiți! E un cântec ce-l cântați uneori când vă adunați. În el spuneți cam așa, dacă nu mă înșel cumva. Noi suntem speranța lumii, toți o inimă, o inimă și un gând, vom sădi în inim pacea și seninul și seninul pe pământ. Asta e misiunea voastră. Asta e bucuria noastră, să sădiți pace, speranță, să trăim în siguranță. Vă dorim așa să fiți, misiunea să o împliniți, pentru aceasta nu uitați credința să vă apărați. Rugăciunea să o iubiți, la spovadă să veniți, iar comoara voastră fie misa, Sfânta Liturghie. Tuturor acum vă spun, viitor să aveți mai bun, visul să vi-l împliniți, de folos la toți să fiți. Trec acum la adulți, care sunt, cred, cei mai mulți. Dragi părinți, femei, bărbați, bun exemplu aș vrea să dați celor tineri, celor mici, celor slabi, celor voinici. Vorba zboară. Știți prea bine, pilda bună ea rămâne. De la voi copii așteaptă conduită înțeleaptă. Aveți grijă, nu înjurați, nu bârfiți, nu vă certați. Iar alcool, dacă serviți, nu prea mult să vă piliți. La beție știți prea bine, omul pierde orice rușine. Greu de tot se controlează și de toate debitează. În familie să fie pace sfântă, armonie. Seara când vă adunați, împreună vă rugați. Pe copii să-i instruiți, din Scriptură le citiți. Biblia să nu lipsească din căsuța dumneavoastră. La biserică împreună să veniți cu voie bună, căci aici realizăm că o familie formăm. Când venim la Sfânta Masă, noi de fapt venim acasă. Biserica, să știți, mereu e familia lui Dumnezeu.
să vă dea Domnul Preasfântul, să-mi asculte, rog, cuvântul, sănătate și putere, în necazuri, mângâiere, multă, multă înțelepciune, numai lucruri mari și bune, să le faceți cu mult spor spre, tot spre bine tuturor, să fiți veseli, să trăiți într-o mulți ani fericiți. Au venit acum la rând cei în vârstă, câți mai sunt, despre ei bine se spune că au multă înțelepciune. Dragii noștri scumpi seniori, și pe voi de sărbători vrem cu drag să vă urăm dragoste, să vă arătăm. Ați avut idee bună să vă strângeți împreună și un club nou să formați din femei și din bărbați. Periodic să veniți și cu drag să vă întâlniți. Bucurii vă dea mereu bunul nostru Dumnezeu, să trăiți mulți ani cu bine, să aveți zile senine. Pe noi toți să ne îndrumați, sfaturi bune să ne dați, iar când o fi să fie, să plecați în veșnicie, loc în cer să ocupați și de acolo vă rugați pentru noi ce de aici împreună, până împreună om fi, în familia cea mare care n-are asemănare, veșnic vom fi fericiți, veșnic, veșnic mântuiți. Vreau să fac acum urare celor de la corul mare, dirijați cu măiestrie de Roberto, cum se știe. Dragi coriști, e lucru clar că munciți și nu în zadar, când cântați voi bună oară, cerul pe pământ coboară, iar noi toți vă ascultăm cu mult drag și îl lăudăm pe cel sfânt și întreit, de toți fie în veci slăvit. Cineva mi-a spus odată, orga clasică e stricată, orga aia de la cor, ce stă în văzul tuturor. Eu nu vreau să o las, nu pot să se strice chiar de tot. Vă promit, mă străduiesc, meșteri buni ca să găsesc, să o repare, să o noiască, pe tot să ne înveselească. Iar Octav când va cânta, mâța în coadă drept să stea. Dar să revenim un pic, două vorbe să mai zic. Dragi coriști, vă mulțumim, sănătate vă dorim, să cântați frumos mereu spre slava lui Dumnezeu. Vreau să spun ceva expres despre corul Iuvenes, corul celor tineri care duminica și în sărbătoare cântă așa frumos și bine, că-i ascultă oricine cu plăcere și folos, lăudându-l pe Hristos. Domnul Maxe, dirijorul, precum știe tot poporul, este foarte talentat, priceput la dirijat. Știe bine să-i adune, după cum bine se spune. El nu lasă arma jos, ci muncește cu folos. Când îi cheamă cu talent, toți răspund zicând prezent. Mult succes pe mai departe, bucurii să aveți în toate, să cântați mereu frumos, să fiți lumii de folos. Mai avem în parohie un cor fain, precum se știe, corul celor mici, format de același om dotat, domnul Max, așa îl cheamă, toți copiii îl bag în seamă, îi cunosc orice mișcare când dă tonul la cântare. Și cu ritm el îl susține, de-aia iesă foarte bine. Le dorim și lor succes, sănătate și progres. Madrigal din ei să iasă, să dea tuturora clasă. Iar părintele parop să nu uite chiar deloc să-i mai scoate la plimbare, ori la munte, ori la mare, durciuri să le dea, dar multe, ca mereu frumos să cânte. Despre Ercisul FM, vorbe bune doar avem, că de când funcționează, lumea toată o ține trează. Îl ascultă mulți din țară, nu mai spun cei din afară. Au program așa bogat, foarte bine structurat.
de cei care în el lucrează, mintea să ne țină trează, încât stai și zici, măi frate, că mai toți au facultate. Nu chiar toți, dar nu contează, în echipă ei lucrează, folosind cu dibăcie tot ce fiecare știe. Când pe ei îi ascultăm, de necazuri toți uităm. Le dorim în continuare mult succes și la mai mare. Fiți atenți, acum ce zic, hai să-i ajutăm un pic. Fiecare așa cum poate, ca să meargă mai departe cu programul lor frumos, să ne fie de folos. Înainte de încheiere, vreau să prind încă putere, să urez cu drag acum două vorbe să mai spun tuturor din dieceză, pe înțeles, fără viteză, fiecare trebuie să știe că suntem biserica vie, că noi toți cei botezați suntem, da, surori și frați. Trebuie să ne ajutăm, credința să ne o păstrăm, să ajungem împreună să primim în cer cunună. Papa așa mereu ne învață să avem curaj în viață. El repetă, precum știm, singur nu ne mântuim. Hai să mergem împreună, să formăm mândră cunună, să împlinim mărețul vis și ajungem toți în paradis. Ca episcop, mereu vreau sfaturi bune să vă dau preoților toți din țară, ca și celor din afară. Le doresc mereu să fie plin de zel și empatie, să împlinească cu mult spor misiunea de păstor, să-i asculte cu răbdare chiar pe toți, pe aceia care lor le sunt încredințați, și femei ca și bărbați, pe aceștia să-i slujească și cu drag să-i păstorească. Dragii mei seminariști, să fiți veseli, optimiști, bine să vă pregătiți preoți sfinți să deveniți, lucruri bune adunați ca să aveți de unde să dați celor ce cu drag așteaptă vorbă bună înțeleaptă. Dragi persoane consacrate, nu vă las nicicum deoparte, vouă vă doresc nespus să rămâneți cu Iisus. Să nu regretați vreodată că i-ați dat inima toată, să-L slujiți și să-L iubiți și carisma s-o trăiți. Iar acum, în continuare, tuturor vă fac urare, clerici, laici, mici și mari, oameni harnici, gospodari. Dragii mei, frați și surori, dimineața chiar în zori, imediat ce vă treziți, la cel sfânt să vă gândiți, cinste, laudă să-i dați înainte să mâncați, iar la lucru în plină zi, la el vă puteți gândi. Seara, acasă când veniți, rupți de foame, obosiți, aveți grijă, nu uitați ca din nou să vă rugați. Înainte de culcare, celui sfânt cereți iertare pentru tot ce ați greșit și apoi treceți la dormit. Iată așa creștinul crește până viața o sfârșește. Eu am spus și spun mereu, viața fără Dumnezeu este searbădă, amară, chiar de altfel vrea să pară. Viața e frumoasă când îl slujim pe Cel Preasfânt, făcând bine celor care nu au haine, nici mâncare, singuri stau, nevizitați, nici de rude, nici de frați. Plină inima vă fie de iubire, empatie, să simțiți în voi mereu prezența lui Dumnezeu, fiind buni mereu cu toții până în ceasul sfânt al morții, când prea bunul nostru Tată ne va da în cer răsplată. În sfârșit, am terminat anul ăsta de urat. Pot să spun că acum e gata, deși voi nu ați tras roata, n-ați spus nici hăi, n-ați sunat din zurgălăi când biserica e oprit. Da, vă cred, nici n-am dorit.
Dar atât doresc acum tuturor din nou să spun, într-o mulți ani să trăiți, sănătoși mereu să fiți. Să aveți de toate în casă, viața fie vă frumoasă, să fiți buni, veseli mereu, cu credință în Dumnezeu. Asta am avut de spus, lăudat să fie Iisus, la anul și la mulți ani.